Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi vom deveni youtuberi adevărați pe Roblox, pentru că unde altundeva. Dar ca și idee, este vorba despre un mod foarte, foarte interesant și, bineînțeles, vom încerca și noi să ajungem cât mai departe pe modul acesta, să avansăm și să vedem cum funcționează, dar nu uita și tu de un like acolo corespunzător de la începutul acestui videoclip și, foarte important, intră pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru oficial de Roblox. Și, bă băieți, modul acesta se numește YouTube Live, foarte interesant, adică totul se bazează pe cariera ta de YouTuber și vreau să văd cum funcționează. Vom da și noi aici play și hai să vedem cum începem și noi, cum funcționează. Aparent avem și daily rewards aici. În ziua cu numărul 1 primim 1000 de abonați. Bă, dacă ar fi atât de ușor, doamne, dacă ar merge acolo intens. În ziua cu numărul 2 primești 20k. A, e interesant. Aici 15 minute de reclamă, după aia 500k în ziua 4. Mamă, tu îți dai seama, bă, că 500k e intens așa? Hai să dăm aici claim, bineînțeles, am primit 1000 de abonați aparent și avem numai 600 de dolari. Aoleu, e cam jale, dăm aici close. Iar acum ce e asta? Vrei un tutorial? Bă, sincer, cam da, dacă mă întrebați pe mine. Oare să dăm aici? Am putea da un tutorial, nu? Hai să dăm share. Deci, ăsta este apartamentul meu. De aici voi uploada videouri, da? Și voi deveni un YouTuber faimos. Ok, după aia next. De aici, după ce devii mai bogat, poți să-ți cumperi case din ce în ce mai scumpe cum ar fi, și mai mari, bineînțeles. Ok, are logică. Și după aia poți deschide aceste chesturi ca să primești upgrade-uri din astea foarte puternice, adică chestii care te pot ajuta, cum ar fi boosturi și îți vor face videoclipurile și mai bune. De aici poți cumpăra componente pentru calculator, pentru setup-ul tău de gaming, de aici de la shop. Și de fiecare dată când dai improve, adică îți îmbunătățești setup-ul, calitatea videoclipurilor tale se va îmbunătăți și vei câștiga mai mulți bani și subscriberi. Ok, deci are logică. Acum, hai să mergem la gaming shop și să cumpărăm un microfon nou. Bă! Vedeți că este prea bine făcut, bro, deci chiar e șmecher. Mamă, ce fain e făcut. Și aici trebuie să vin să-mi cumpăr. Oh, nu pot să sari peste, deci are logică. Uitați-vă cât de șmecher e făcut. Și acum cumpărăm acest microfon de 500. Ăsta? Novo. Mi-arată și care. Uite, Rotech, Blue, Hyper. Bro, vedeți că e foarte bine făcut. Acum trebuie să mergem acasă, nu? Sau ceva de genul. Da, du-te la apartamentul tău, adică exact aici. No, bun, hai să mergem la apartamentul nostru. Bă, vedeți că e bine făcut, bro. Și acum? Uite aici, să construiești build și după aia trebuie să apăsăm pe building sau ce trebuie aici, nu. Trebuie să apăsăm, bă, pe nu știu, care e aici. Deci trebuie să dăm pe build și după aia trebuie să facem o chestie. Păi aici, nu? Upgrade, perfect. Gata? Pe-am dat upgrade? Nu, n-am dat. Păi atunci nu e aici, beți ăsta, gear, nu? Nu e. Upgrades? Nu e nici aici. Wow. Trebuie să-mi pun eu un pat acum, mi-am dat seama, beți. Deci înseamnă, păi da, câți bani am? Am 100 de dolari, le-o pe ăsta cel mai ieftin. Și o să-l punem, bă, normal ar trebui să-l punem aici. Da, îl punem aici, că nu e bine să stai aici, așa. Acum pot să ies din build mode. Înainte să înregistrezi un videoclip, fii sigur că dispoziția ta și energia și foamea ta sunt la 100%. Păi nu sunt, ca și idee. Deci dacă vrei energie, trebuie să dormi. Bă, cam așa face frățiorul Antidot după ce filmează câteva videoclipuri, ca și idee. Deci cam așa fac și eu. Filmez, după aia mă duc și mă culc o oră, două și după aia filmez iară, ca și idee, pentru că toată ziua filmez. Acum trebuie să-mi cresc mood-ul, adică dispoziția, nu? Da, da, ca să fiu happy. Bă, să știți că e foarte important, când filmez din astea, trebuie să ai o dispoziție bună. Acum mi-e foame, nu? Am 72, da. Deci, practic, eu acum am 50 de dolari. O să cumpărăm... Da, trebuie să cumpărăm apă în continuu. Deci trebuie să iau apă în continuu ca să-mi crească. Pentru că altceva n-am ce cumpăr, decât dacă iau lapte acum. Dar nu știu dacă ajung la cât îmi trebuie. Nu prea ajung. Dar n-am 100%. Bro. Nu. Deci nu trebuie neapărat 100%. Ok. Deci hai să mă pun la PC. Și acum? Ăsta? Trebuie să selectez un joc pe care... Ok, pe atunci ăsta.
Vrei live stream sau video? Bă, având în vedere că avem puțini abonați, să facem un live stream. Da. Ia să vedem. Apăs F, G, J, D, K, J, D, H, L. Bă, dar de ce trebuie să apăs eu pe butoanele astea? What? Trebuie să apăs pe ele, uite așa? Păi stai un pic. Alege să faci un comentariu sarcastic sau angry comment. Păi, sarcastic. What? Dislike-uri, bro? Nu pot să cred așa ceva. Păi de ce? Ce puteam să fac altceva? Ma'am, un pic am ciudățel dacă mă întrebați pe mine. Sarcastic sau angry? Mamă, un pic am ciudat. Normal trebuie să facem sarcastic, bro. Bă, dar ce este bă cu dislike-urile astea? Că nu înțeleg. De ce îmi dă dislike? Că nu poți să fac angry comment. Că nu e bine să faci angry comment ca și idee. Bă, n-am voie să ating astea? Sau care e ideea? Troll viewer sau în ăsta? Da, mă, așa, mă, să avem like-uri multe, mă, băieți, mă. Aia zic. Dar n-am înțeles, de ce nu m-a lăsat să apăs pe butonul ăla când era cu portocaliu acolo? Asta mi se pare mie foarte ciudat. Uite, ăla n-am voie. Happy comment? Da, happy, happy. Trebuie să facem happy. Păi ce facem aici? Cum să fii negativ pe YouTube? Nu, aia e bombă, n-ai voie să apeși pe ea. Acum mi-am dat seama. Doamne ferește. Ce ciudățenie. Deci spune o bombă acolo și dacă apeși pe ea, nu e bine. Serios sau funny? Funny. Logic. De ce aș fi atât de serios? Adică, nu. Eu mai ales, eu nu prea sunt serios. Adică, rare ori sunt serios eu. Deci, e jale, bă, băieți. Aici, ce asta? Serios sau funny? Funny. De ce? Pa! Cum? De ce îmi dă așa? Că eu vreau să fiu funny. Perfect. Am dat pe toate astea, gata și pe asta. Pe la n-am cum să dau acolo, dăm pe astea de aici. Dar ce sunt astea, literele astea? Eu nu înțeleg. Habar n-am. Să fac... Nu, râdem. E, bine, nu vă place când râd, bă? Nu pot să cred așa ceva. Mamă. Bă, dar live-ul ăsta când se termină? Mâine? Întreb pentru un prieten. Adică, nu prea înțeleg. Deci eu acum ce trebuie să fac? Troll viewer sau entuziastic? Bă, de ce nu mă lasă, mă, frate, mă, să fiu entuziast? Păi și acum, eu cât timp trebuie să fac live? Că nu prea îmi dau seama. Deci eu cât mai trebuie să fac aici live? Eu nu-mi dau seama. Mai avem 67 pe live, aparent, acolo. Ok, troll, entuziast, mă. Ai, mă, nu mă lasă să fiu entuziast, mă, băieți, mă. Nu mă lasă să fiu entuziast. Atunci o să fac troll. Îi dau troll la băieți. Că, aparent, nu mă lasă să fiu așa mai happy. Sarcastic sau angry? Păi angry, mă. Na, dau angry. Că aparent când am dat entuziast nu mi-a mers. Sau ce a fost acolo. Dăm aici așa. Apăsăm și pe literele astea. Păi bă, acum eu cât timp trebuie să fac live? Cât vreau eu? Serios sau funny? Funny, frate. Așa. Păi și acum pot să închid live-ul când vreau eu să dau pe literele astea? Așa. Și acum? Am primit un dolar? Wow, bro. Păi am făcut degeaba aici live, aparent. Da, deci nu se merită să faci chestia asta. Sunt obosit? Bă, nu prea sunt obosit, dar totuși. Păi și acum ce pot face? Build, upgrade, upgrade, ia. Upload, wow. Nu pot să cred. Deci aici poți să zici la chestii din astea ce poți face. Ok, awards, astea sunt... când faci prima 100 de mii de abonați. Aici îți construiești chestii și mai avem aici upgrade-urile astea. Păi și acum cum pot... trebuie să dau record aici. Mamă. Ce la robotul atacă? Nici eu nu știu ce. Hai să facem un videoclip din asta record, aparent. Deci cam așa funcționează. Ok. Very sus? Cum adică? Prescat. Aici. Am dat 99%. No, nu mi-a dat bine. E, bine, mă. Hai că e așa în viața reală. Acum trebuie să-i dau upload, cred? Da. Păi și ce fac, mă, frate? Ci că durează câteva secunde? Păi nu prea durează câteva secunde, văd că mai durează. Bă, dar robotul ăla care atacă orașul, unde, mă? Că mi-a zis că e un robot aici care atacă orașul, ceva de genul, habar n-am. Oare îți da abonați din alea dacă te duci acolo? What? Perfect. Bă! Pe atunci înseamnă că se merită. Deci noi trebuia să dăm... Da, mă, nu trebuia să facem live, mă, acum mi-am dat seama. Ia uite, și am făcut acum abonații intenși. Acum trebuie să...
A, să deschidem un chest. Bă, băieți, deci practic se merită mult mai mult să faci un videoclip din câte am văzut. Ok, uite aici 100. Cumpărăm aici o chestie, ne dă un router, mă. Mă, Stream Deck 4, rar. Dar câte gems avem? Nu mai avem gems, ok. Deci trebuie acum să mergem acasă, nu? Da. Ok, deci ăsta e tutorialul. Păi atunci trebuie să mergem acasă să ne punem un Stream Deck din ăla, nu? Că gen aia e ideea. Build Stream Deck. Eu așa știu. Deci o spunem aici build și după aia decorații? Nu, n-are treaba aici. Păi stai așa un pic. Păi și o Stream Deck ăla cum îl pun acum? Nu, nu aici. Eu vreau să pun Stream Deck-ul. Cum îl pun? Deci upgrade aici? Nu. Păi am primit chestia aia. Build aici? Asta vreau să fac. Upgrade. Nu merge. A, trebuie să mă duc la Orange Building ca să cumpăr chestii. Păi da, mă, da. A, uite aici, mă. A, aici, upgrade-uri, streaming. Uite-l, mă. Păi și ăsta unde îl pun, frate? Aici îl pun? Dar n-are logică. Aici. Așa. Avem Stream Deck-ul. Cam așa trebuie să funcționeze, cred. Da. Bă, stai mă așa, că acum vreau să-l rotesc. Așa, ceva de genul. Dar nu poți să-l... What? Păi și cum apeși pe el, bă, dacă îl pui acolo? Nu prea are logică pentru mine. Păi să mai facem un videoclip. Vreau să mai facem un videoclip aici. Dau aici record. Vreau să mai facem un videoclip. Pam, 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 pam. Hai, bă, acum gata. Very sus. Ok. Și acum trebuie să dăm iar editare. Perfectă, nu? Hai, că am dat 86%. E ok. 3, aici. Aici. Perfect. Hai că le-am un pic pe din astea. Și acum trebuie să-i dăm upload. Ok, deci aparent cam așa funcționează. Băi, e destul de interesant, dar ideea este alta. Hai să ne culcăm până îmi faci acolo upload-ul. Că gen faci multitasking. 99%. Ok. Mi-e și foame, dar nu avem bani, nu? Ba da. Avem bani. 35%. Hai să luăm ăsta. Mâncăm brânză. Vreau să mâncăm niște brânză, bă, băieți. Mai cumpărăm niște brânză ca să ne facă 80%. Perfect, îmi face abonați, ok. Aici îmi crește dispoziția. Am putea cumpăra o chestie de fan. Adică să mai cumpărăm o chestie din asta care ne ajută la fan. Dar nu știu sigur. Gata, bă, ți ajunge, bă, cât mai stai aici? Așa. Și aparent am putea face încă un videoclip rapid. Bă, da, ce e asta, mă? La 10k de subscriber pot să fac chestia aia. Mă, cam durează, bă. Cam durează să fac 10k de subscriber. Dar mie chiar îmi place modul ăsta. Scrieți în secțiunea de comentarii. Vreți să mai facem modul ăsta? Deci mie chiar îmi place foarte mult deja. Bine, până la urmă cam asta facem și momentul ăsta. Adică, ce să mai zic? E YouTube în YouTube, știi? E ca un fel de vlog în vlog. Nu mai zic nimic, e aceeași chestie. Upload aici, editing 89%, recording ok. Deci cam așa funcționează, sincer. Bă, mie chiar îmi place. Shop aici ce mai poți cumpăr, mă, frate, că nu înțeleg. Aici e cu Robux pe aici, dar n-avem niște coduri din astea. Avem niște coduri de adăugat, nu? Dar cum poți să adaug coduri? Ia uite aici, chestiile astea așa. Upgrade-urile, awards aici, văd că mai sunt niște chestii. Dar cum poți să fac asta mai repede? Vreau să-ți fac 100k mai repede, nu merge? Aici îți cumperi din astea. Păi bă, și de băgat un cod. Nu e vreun cod aici de adăugat? Game passes, misc aici. Cash și gems avem aici. Uite, cum putem cumpăra chestii multe. Ia uite, cu 100 de Robux cumperi 350 de gemuri. Bă, că ești destul de tare, adică chiar îmi place. Ia uite, ad campaign. Wow. Da, deci cam așa funcționează. Pe acum avem niște bani, dar ce pot face cu banii ăștia? Decât să dau upgrade-uri? Nici eu nu știu. Decât dacă mă duc aici și fac o chestie, stai așa, nu vreau aici, că oricum am făcut abonați ca în greu. Upgrade-uri? Nu. La cash? Nu. Ia stai așa, shop? Nu e nici aici. Upgrade-urile astea nu sunt? Sau build, mă, cred că era build aici. Păi și dacă vreau, de exemplu, la gear, ia uite, bă, 5.000 de dolari, mă. Păi și noi avem 1400, ce să fac cu ea? Da. Și aici fan? Ia uite, bă, să mai cumpărăm una din asta? Da, avem deja, bro. No, nici nu se merită. Păi da, am deja una din aia. No, n-are treabă. Încă un table avem deja. Fridge avem deja. Sofa, shelves, astea ce să fac cu ele? Cu shelves astea? Decorații. Cu decorațiunile astea, băi, e destul de tare. Dar de ce aș avea una din asta? Hai să-l punem... uite aici. Perfect. Ne ajută cu ceva?
Nici nu-mi dau seama. Deci, practic, noi trebuie în continuu să facem videoclipuri și live-uri din astea ca să ne crească abonații și după aia să ajungem la 10K pe YouTube ca să facem după aia videoclipuri cu următorul joc și așa. Ok, bă, e destul de interesant, chiar îmi place și aparent poți face multe chestii aici, adică chiar e tare, nu știu ce e asta cu starting în 25, dar o să aflăm pe parcurs și eu chiar aș vrea să facem chestia asta. Uite aici, dacă te verifici, îți dă boosturi din astea free. Bă, dacă vreți să vedeți și partea a doua de la jocul acesta sau să facem o serie completă din el, ei bine, nu uitați ce vei să scrieți în secțiunea de comentarii și foarte important, hai să strângem cât mai multe like-uri pentru videoclipul acesta. Și nu uitați voi, intrați pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru oficial de Roblox. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!